Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod din Last Day on Earth. Este jocul survival pe care l-am început acum câteva zile. Hai să vedem ce se întâmplă în bază. Au trecut cam 24 de ore de la ultimul episod. Vedem că stăm destul de rău cu hidratarea. Trebuie să mergem să uite, ăsta ne dă niște chestii, trebuie să vedem o reclamă. Nu mă interesează momentan. Hai să vedem dacă avem prin casă. Eu știu că păstrasem ceva apă. Ok, hai să bem. Trebuie și să mâncăm ceva. Dar e destul de nașpa că nu arată nivelul ăsta de hidratare în... pe undeva l-ar arăta doar când te duceai în Global Map. Ok, ia să vedem și aici ce avem. Aici chestii mai unelte gen. Adică necomestibile. Ok, da, și ne întorseserăm noi din acea expediție de la motel, trecuserăm pe la acel dealer și nu reușim nimic și am venit cu o grămadă de iteme. Hai să vedem dacă mai putem să punem ceva la motocicletă. Uite, mai avem șuruburi, mai avem și chestiile astea. Ok, sârma e completă. Well, cam atât. Da, cam atât pentru aici. Și la masa asta pentru arme. Hai să vedem. Doar sârma aceasta. Și da, cam atât avem pentru aici. Hai să vedem. Aș vrea să mai lăsăm din cheie. De fapt, cu siguranță o să mai lăsăm. Dar... să vedem unde. Ok. Să iau apa cu noi. Să mai păstrez din chestiile de mâncare. Uite, blănile le punem peste. Pietrele le păstrăm. Poate lutăm ceva. Ok. Hai să vedem aici. Punem blana. Punem și semințele. Mai punem și materialul ăsta. Da, ne rămâne unul. Și nu mai avem spațiu pentru altceva. Băi, hai să ne mai lutăm o cutie. Un small box. Avem suficiente resurse și o să-l punem undeva pe aici. Să vedem unde avem spațiu. Să întoarcem ceva de genul ăsta. E un pic în ușă. Da, cred că e un pic în ușă. Bun, o să-l punem atunci ceva de genul ăsta. Ok. Bun. Hai să vedem. Băi, aici o să pun chestiile alimentare. Ok. Bine, și o să mai pun și din chestiile astea care nu mai au loc pe dincolo. Așa, hai să vedem aici. Putem să mâncăm din... de la foc. Și... băi, ar trebui să ne construim terenul acela cultivabil. Da? Avem tot ce ne trebuie. Putem să-l craftăm. Perfect. Și hai să-l și așezăm undeva. Să vedem că ocupă spațiu destul de mult.
Să-l pun chiar aici, în spatele casei. Ok, și cred că avem nevoie de semințe ca să-l cultivăm. Da. Semințe pe care le aveam undeva în interior. Ia să vedem. Da, le avem aici. Hai să ne întoarcem la teren. Bun, și o să avem morcovi într-o oră. Ceea ce eu zic că e ok. Alte chestii, mai putem upgrada zidurile, dar avem nevoie de piatră sau ce mai bai chestia aia. Da, de piatră și de bucăți de lemn. Oile aveam și pe astea. Ia să vedem. Nu. Asta e piatra și asta e lemnul. Mă rog, lemn prelucrat. Hai să vedem. Uite, începem cu zidul acesta. Totuși, nu putem să-l upgradăm. Înseamnă că nu e ăsta materialul pe care îl căutam. Ok, hai să punem și lemnul la loc. Să-l aveam aici. Bun. Ce altceva mai putem crafta? Shower. Este folosit ca să ne păstrăm curați și proaspeți. Melting furnace. Ok, o chestie de metale. Radioul avem deja. Makeshift bat. Asta e un fel de bâtă de baseball. Ok, rain catcher. A simple device that can feel... Aha, perfect. Băi, ăsta e super util. Deci un mecanism care să ne colecteze apa de ploaie și o transformă în apă potabilă. Hai să vedem de ce avem nevoie pentru el. 3 bucăți de lemn, 2 bucăți de material pe care le avem aici. Și ne mai trebuia iarbă, parcă. Mă rog, fibră vegetală. Nu, grafitul ăla, de ziceam eu grafit, pe care nu știu dacă mai avem pe aici. Nu mai avem. Băi, și cât am avut și am pus la motocicletă. Poate reușesc să-l iau înapoi. Nu mai merge. Bun. Băi, în cazul ăsta trebuie să facem o expediție de explorare. Să găsim acel grafit. Lemnul avem. Bine, îl avem și putem să-l lăsăm aici, că nu ne e util la noi. O să iau doar chestiile astea două, chiar și materialul o să-l las, pentru că cu siguranță o să găsim chestii utile acolo. Bun, hai să plecăm. Și să vedem ce locații avem disponibile. Avem, uite, am ajuns cu hidratarea la 61% și cu hrana la 62%. Bun. Se apropie și atacul ăsta al zombilor. Ok. Bun. Păi putem să mergem aici, deși nu cred că găsim chestii prea interesante. Aici nu avem acces. La hotel am fost deja, la motel, și nu era mare brânză. Din nou, guest station, nu avem acces. Nici aici nu avem acces. Păi, singura sunt, uite, pădurea asta, n-am fost. Și vom merge acum. Hai să intrăm. Sper să găsim apă. Dacă nu e bună și hrana. O să mai culeg și iarba aceasta. Bă, chiar și lemne, că am văzut eu. E destul de greu când nu le ai.
Ok, hai să lutăm cutia. Perfect, am găsit apă. Deja o să consum ca să nu mai avem probleme. Bă, și pe aici este o grămadă de zombie. Hai să mai mâncăm un pic. Știu că era pe foame. Pe foame mare. Ok. Voi nu prea am găsit chestii interesante. Poate mai găsim o cutie. Că alea-s bune. Dar în cutii găsești multe chestii useful. Uite, avem una aici. Hai să vedem. Îmi trebuie acel grafit. Da? Hai să mâncăm carnea. Să-i luăm și blana. Ah, uite, avem deja 3 bucăți de grafit. Păi, cred că e suficient cât ne trebuie nouă. Dar dacă tot am făcut drumul, hai să colectăm toate chestiile pe care le găsim. Bineînțeles, în limita spațiului din inventory. Ei, mai luăm și din nou fiber plantul ăsta. Oh, și câte chestii are tipul ăsta? Bun. Băi, nu putem să-i luăm... Hai să vedem, trebuie să renunțăm la ceva. Cred că la sticla asta de apă goală și la... Hai să ne dăm bandaje pe noi. Ok, și luăm rucsacul. Trebuie să ne prindă bine. Ok, băi, și-am cam lootat toate chestiile. Toate chestiile importante. Nu știu dacă vom mai găsi ceva. Ceva bun. Uite, mai aici un pachet, dar cred că l-am deschis deja. Sau nu? Poate unul nou. Sincer, nu-mi dau seama. Ok. Bun, băi, și sârmaia ne trebuia. Cred că o să renunț la blana asta de lup. Ok, și se cam termină harta. O bucată aici de fibră. O să-l batem pe tipul ăsta. Da, și cam asta e. Asta e deschisă. Luăm o funie. N-aveau nimic asupra lor.
I-am ucis degeaba. Bun, hai să ne întoarcem la bază, să facem acel colector de apă. Cu foamea stăm iar nu foarte bine, dar hai să vedem, să mergem instant. Hai să vedem. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă și să apăsați butonul de like. Bun. Mergem din nou la casa noastră. De fapt, ziceam că vrem să craftăm ceva. Acest butoi care l-am craftat sau doar l-am deblocat? Cred că doar l-am deblocat. Dar oricum ar trebui să mai las din chestii, pentru că nu vom avea loc pentru el. Să pun rucsacul momentan. Și hai să vedem. Îl craftăm. Și trebuie să-l așezăm undeva. O să-l pun, uite, în partea dreapta a casei. Și avem nevoie de sticle de apă goală. Și avem aici două. Putem să le punem pe amândouă oare? Da? Cred că putem să punem oricâte. Hai să vedem, poate avem și în partea asta. Nu mai avem. Da, știu că le-am aruncat la un moment dat. Mai avem două acum. Hai să vedem. Băi, văd că le acceptă. Da, cu siguranță are o limită. O limită maximă. Ia să vedem ce mai putem folosi de aici. Băi, grafitul ăla, dar nu l-aș folosi. Mai păstrăm, pentru că poate vom mai avea nevoie de el. Ok, am mai găsit o componentă. Am completat-o. Și cam atât. Și aici probabil vom mai pune un șurub. Plus o bucată de asta de sârmă. Și grafitul pe care nu vreau să-l folosim momentan. Ok. Hai să mai lăsăm din chestii. Asta de mâncare, hai să lăsăm grafitul, lăsăm și banda, din nou mâncare, semințele, funia, avem și lemnul acesta. Ok, bun. Băi, n-aveam nimic de vizitat, dar totuși parcă mai era o pădure care putea fi explorată. Hai să dăm o fugă și până acolo. Oh, și acum stăm foarte rău cu mâncarea. Uite, și aveam o grămadă de mâncare în cuferele alea. Trebuia să o halesc. Și mi-ar fi prins bine și un medical kit. Hai să mergem în zona asta mai cu pietre și să vedem dacă găsim chestii interesante. Ok. Bun. Hai să adunăm din nou pietre și fibre.
să iau și mâncarea asta, pentru că avem nevoie de ea. Deși, nu știu, pietrele astea nu le-am folosit la nimic până... Ho, ho, ho. Bam. Sper să avem un medical kit aici. Nu avem. Hai să mai, halim chestii. Suntem cu viața la 50%. Destul de rău. Oare dacă mai mănânc chestii îmi crește? Cât de cât. N-am târnă copul. O să iau și lemnele. Băi, hai să ne craftăm un târnăcop din ăsta pentru piatră. Mai avem nevoie de două bucăți, de o bucată de lemn. Ar trebui să o găsim destul de ușor. Din nou mâncare. Și nu găsesc o bucată de lemn. Nu prea cred. Uite aici. Hai să... Ok, hai să ne lutăm, să ne craftăm acest târnăcop. Ok, pe care îl vom folosi să spargem piatra asta. Arată un pic diferit față de celelalte. Da, și are iron, bucăți de fier. Pe când asta are limestone, că-s pietre obișnuite. Ok, bun. Și mai avem de explorat zona asta de sus. Văd că avem și aici un aba, nu l-am, deschis deja. Dar totuși cam slăbuță. Cam slăbuță zona asta. Deci dacă nu prinzi eventuri în jocul ăsta, cam nasol. Păi oricum, ne-am cam făcut plinul cât de cât. Ok, avem level up și ne pune totul pe full. Să mănânc carnea asta crudă. Da, și renunțăm la funii. Facem cu sfoara aceea, nu știu, că avem o grămadă. Ok, apa o să o bem. Ei, și era bună și o sticlă goală. Dar, again, nu știu la ce să renunț. Să sticle mai găsim noi.
Ok, hai să vedem, cred că putem să ne echipăm și am mai făcut loc la o chestie. Hai să luăm sticla aia goală de apă. Ok, mai e ceva pe aici, mai sunt niște zombie. Oh, și e mai greu acum cu... Că nu avem sabia. Și e posibil să ne batăm. Hai să fugim. Hai să fugim și să ne întoarcem înapoi acasă. Bun, am luat chestii destul de bune. Important e că am rămas în viață. Uite, și a apărut un event. Da, Hunter's Camp. Campul vânătorilor. Dar, păi, sincer, aș vrea să merg întâi acasă, pentru că trebuie să ne rezolvăm un pic cu viața și să mai golim din iteme. Hidratarea stă foarte bine. Cu hrana un pic mai rău și cu viața dezastros. Noroc că nu sunt zombi în preajma casei noastre. Da. Hai să vedem. Băi, n-am ce să pun aici. Ok. Ia să vedem. Hai de fapt să încercăm mai întâi dacă mai putem să folosim ceva pe aici. Nu chiar. Dar aici putem să lăsăm am pus și grafitul ăla din greșeală și sârma aceasta. Ok. Hai să ne întoarcem în și aici putem să mai punem o sticlă la umplut. Să o luăm pasta goală. Pasta plină, să o bem. Și mai putem să lăsăm aici, uite, tranzistoarele astea. Putem să mai lăsăm și din pietre. Și din această blană. Și lipiciu. Și piatra asta, nu știu pentru ce ne va trebui, dacă ne va trebui cumva. Ok, uite că aveam hrană, niște conserve. Și o să le pun pe astea goale. Se pare ne trebuie la ceva conservele alea goale. Băi, nu știu. Dar hai să le ținem aici, poate cine știe. Ok, lăsăm și lemnul. Și aș pune și semințele. Bun, conservele astea două cred că le vom lua cu noi. Hai să vedem în partea asta dacă avem ceva sau hai să le lăsăm. Că mâncare cred că vom găsi și acolo. Ok. Bun, hai să mergem în explorare. Bă, dar aș vrea să găsim un medical kit. Stăm destul de rău cu viața. Și cu siguranță mai aveam unul, nu mai avem? Nu. Nu mai avem niciun medical kit. Atunci ar mai mânca niște chestii. Viața la 28. Ok. Destul de rău. Tipul ăsta ce ne dă? Nu ne dă medical kit. Give me.
A, trebuie să-l ajut cu un bandaj, ok. Și avem un cățel pe care l-am adoptat. E undeva? A, e în acea cutie, ok. Păi și putem să-l aducem acasă. Dar nu știu care e faza cu cutia. Hai să o depozităm aici. Era un cățeluș acolo, nu? Eu așa mi-amintesc. Bun. Ok. Cred că e suficient cu episodul de azi. Ne oprim aici și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.